La nivelul județului Dâmbovița, în data de ieri, 1.11.2014, au fost eliberate 442 de acte, din care 434 cărți de identitate și 8 cărți de identitate provizorii. Astăzi, până la ora 12, au fost eliberate 394 de acte, din care 385 cărți de identitate și 9 cărți de identitate provizorii. Astăzi au fost așteptați la urne cetățenii români cu vârsta de minim 18 ani sau cei care împlinesc 18 ani în ziua votării. În județul Dâmbovița sunt în evidențele autorităților peste 430.000 de persoane cu drept de vot, însă numai 370.000 dintre acestea au cărți de identitate valabile. O cifră care ne pune semne de întrebare. Degeaba însă, nicio instituție din județ nu a fost capabilă să ne ofere vreo explicație spre surprinderea generală. Nu, această situație statistică nu avem noi. Oare autoritatea electorală permanentă? Și cum mai e mult până la autoritatea electorală permanentă, continuăm să ne punem aceeași întrebare. Ce se întâmplă cu cei peste 60.000 de dâmbovițeni care au drept de vot, dar nu au cartea de identitate valabilă?